Invincibilul Spider-Slime a adus ordine în oraș. Doctore Otto Octavius, să nu îndrăznești să speri că mă poți învinge. Așa-ți trebuie, Sandman. O să stai închis aici pe vecie. Aha! Nu mai ești așa înfricășător acum, domnule Lizard. Hei, Sammy! Sau ar trebui să-ți spun Spider-Sammy? Sammy? Alo? Ești acolo? Te pârjolesc o privire nimicitoare! Nu ți-e clar? Scuze, amice, doar că masca ta, și spun asta într-un mod drăguț, nu e tocmai funcțională. E imposibil să-ți citesc emoțiile. De ce mi se întâmplă mereu mie asta? Hei, nu fi supărat! Eu clar pot să te ajut cu o mască cool de Spider-Man. Haide! Bună, prieteni! Priviți ce avem aici! Roger, încerci să ne impresionezi urmăritorii cu câteva desene pe hârtie? Foarte amuzant, Sam! Hai să le transferăm pe un carton subțire! Veți avea nevoie de puțină răbdare, prieteni? Dar credeți-mă, merită! Cât timp Rag este ocupat acolo, voi nu uitați să vă abonați la canalul nostru, oameni buni! Bine, etapa asta e gata! Acum o tăietură magică și... Iată ce am obținut, prieteni! Grozav! Vom plia fiecare bucată conform tăieturilor și le vom fixa cu niște lipici. Lasă-mă să te ajut cu asta, Rag! Stai! Nu folosi prea mult lipici, Sam! Gata! Roger, e rândul tău! Dă cu spray peste tot! Mersi, Sammy! Acum piesa asta iese în relief, la fel ca celelalte. Tot ce mai trebuie să facem acum este să asamblăm totul. Și așa ar trebui să arate suportul măștii noastre. Nu prea văd cu ce e diferită de masca mea, cu excepția faptului că e mai mare. Acum hai să o facem mai rezistentă. Vezi, o să folosesc niște adeziv pentru decupaj pe ambele părți. Ok, pot să fac asta? Uite așa! De fapt, pot să fac asta mult mai repede. Deci, ce facem în continuare? Sunt plin de energie! Sammy, ai răbdare! Acum vom folosi niște pastă de textură pe masca noastră, până devine fină și rotundă. E posibil să fie nevoie să punem mai multe straturi, iar apoi o vom finisa folosind șmirghelul. Sfinte plăcinte, nu pot aștepta atât de mult! Spider-Man are nevoie de masca lui! Dă-te la o parte, Rag! Ai grijă, Sammy! Acum uite! Va avea două lentile care se mișcă. În cazul ăsta, Roger, trebuie să începem să lucrăm la mecanismul de închidere. Știu! Sammy, poți să tai obloanele conform acestor instrucțiuni? Sigur că da! Între timp, hai să instalăm elementul de bază pentru obloane. Aveți mare grijă la această etapă! Am aplicat și niște super glue în jurul deschizăturilor, astfel încât să nu se mărească în timp! Wow! Ce bine că te-ai gândit la asta! Iar acum, privește aici! Aceste piese se vor închide ușor și apoi se vor deschide. Astfel, vezi? Și iată ce am obținut! Mie mi se pare că arată bine! Vă place, prieteni? Sfântă mozzarella, chiar arată uimitor! Roger, care apariția lui Spider-Man este preferată ta dintre toate? Hei, bine, asta a fost cea mai impresionantă! Nu e așa ușor! Mersi pentru firul de pescuit, amice! Deci, ce spuneai? Mie chiar mi-a plăcut filmul No Way Home, unde au jucat toți cei trei actori Spider-Man! Cu siguranță a fost tare! Prieteni, o bucată de bandă adezivă o să fie utilă la pasul ăsta. Puneți-o chiar aici! Ar trebui să facem la fel cu oblonul de jos, de pe partea cealaltă. Ce? Vrei să-mi spui că nu ai văzut încă povestea lui Spidey din 2021? Nu, și nici nu vreau să-mi dezvălui nimic, te rog. Acum vom face asta. Așa e mai bine. Împărțiți un tub din silicon în mai multe bucăți mici. Știai că Peter Parker a apărut prima dată în benzi desenate acum 60 de ani? Și de atunci e tot în liceu. Uneori nici măcar supereroii nu sunt cele mai bune modele de urmat, dar mie îmi plac oricum! Prieteni, priviți! Dacă tragem de oblonul de sus, se va mișca și cel de jos! Și asta se va întâmpla doar manual? Sigur că nu! Și tocmai de aceea vom folosi aceste mici ajutoare! Aceștia sunt niște magneți mici. Întâi îi fixăm pe mască. Sfântă mozzarella! Cred că știu ce urmează! Magneții nu aderă bine la plastic, așa că fixați-i bine! Dați-ne un like dacă vă plac informațiile cool din proiectele noastre! Hei, Rock, ce zici de un elastic de cauciuc? Mersi! Se pare că ai găsit piesa finală pentru mecanismul nostru de închidere, amice! Masca noastră!
noastră are nevoie de vreun efect de rezistență? Exact! Bine! Acum trebuie să ne asigurăm că totul e bine prins. Hai! Avem nevoie de câțiva pureți pentru a face loc între mască și față! Mersi, Sam! Mai adăugăm ceva și voi putea închide și deschide lentilele doar dintr-o mișcare a maxilarului. Iar pentru asta ne trebuie un singur mecanism. Oh, grozav! Exact de asta aveam nevoie! Hai să facem niște magie! Oh, și iată! Magia mea a funcționat de data asta! Grozav! Sfinte plăcinte, arată incredibil! Prieteni, antrenați-vă mușchii feței! Credeți-mă, e ușor să refaceți acest proiect și să deveniți supereroi! Conectați toate părțile mecanismului folosind un fir de pescuit și ăsta e modul în care funcționează! Ok! Nu putem avea aici doar deschizăturile astea! Ai dreptate! Tocmai de aceea am pregătit astea în avans! Le vom lipi pur și simplu la locul lor în interiorul măștii! Acum putem înlătura aceste părți din exterior și să trecem la etapa cu material! Prieteni, rămâneți cu noi! Bine! Cine vrea să vadă niște trucuri magice cool? Hop! Exact de asta aveam nevoie! Hei! Mie mi se pare că seamănă mai mult cu un cap de elefant! Oh, dar nu-l lăsăm așa! Această vopsea ar trebui să împiedice liniile pânzei să se deterioreze în timp. Îl vom aplica cu grijă pe tot materialul, astfel... Acum putem defini marginile părții interioare. Poți să mă ajut, Sammy? Știi, sunt destul de obosit. Cumva te-a mușcat un păianjen radioactiv? Wow! Nu e amuzant, Roger! Deloc amuzant! Nu contează! Practic, tot ce ne-a rămas de făcut este să coasem masca noastră din material. Hop! Haide! Alo! Prieteni, vă rog, așteptați puțin! Ah, în sfârșit! Credeam că te-ai pierdut pe drum. Hei, hai să punem asta peste mască. Abia aștept să mă joc cu ea. Întâi, hai să folosim lipiciul la spray pentru a face masca puțin mai aderentă. Aproape am terminat, Sammy. Așteaptă puțin și vei fi uimit. Hai să folosim foarfecele pentru a scoate la iveală lentilele. Tăiem. Nu vă supărați dacă marginile nu ies perfecte. Trebuie să decupăm toate piesele dintr-un panou. Asta o să fac acum. Uite așa! Exact ce aveam nevoie. Facem asta pentru a da volum lentilelor? Exact! Numărul 1 merge chiar aici. Încercați întotdeauna să lucrați îngrijit, prieteni. Durează mai mult, dar merită. Poți să-ți folosesc această zicală? Să o folosești? Unde? Pentru ce? Scriu un articol pentru The Daily Slime. Arată grozav! Bună treabă, Sammy! Ești cel mai mare magician! Trebuie să-mi notez și asta. Prieteni, ce părere aveți despre pseudonimul Samuel Parker sau Peter Schmeckerul Slime? Ți se potrivesc amândouă. Oricum, vrei să faci o fotografie specială pentru prima pagină? Așa e! Masca-i gata! Spune slime! Slime! Ce e asta? Chestia aia m-a mușcat? Unde sunt? Ce s-a întâmplat? Nu! Ce s-a întâmplat cu mine? Ce e asta?
Ah, ce zi trăznită! Mă simt de parcă aș fi fost într-o bandă desenată ciudată, sincer. Ai căzut în capcana mea, prostuțele Roger? Ha? Ce se întâmplă? Te-ai băgat într-o mare belea, slime-ule? Prieteni, sperăm că v-a plăcut proiectul nostru de astăzi. Dați-ne un like și nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Pa, pa, prieteni! Ne vedem curând, oameni buni!